În Turcia, nu doar oamenii au salvat vieți, ci și animalele. Patrupezii de la Clubul Câinilor Utilitare au făcut parte din echipa care a căutat supraviețuitori sub dărâmături. Au avut lângă ei oamenii în care au cea mai mare încredere, voluntari dedicați, gata oricând să plece cu animalul de companie în misiuni umanitare. Pentru ca un câine să poată interveni în situații critice, e nevoie de sute de ore de antrenament. Este doar unul dintre antrenamentele pe care câinii de căutare și salvare le fac de 3 ori pe săptămână, indiferent de anotimp. Pe caniculă sau pe ger, oameni și câini se adună și învață împreună să salveze vieți. Acum, practic, îi simulăm câinelui o posibilă victimă ascunsă într-o dărâmătură. Practic, când va cădea o clădire, lucrurile vor fi compactate, iar mirosul uman iese prin găuri foarte mici. Eugenia a însoțit-o în Turcia pe Cali. Cățelușa de 4 ani a fost la prima emisiune în caz de cutremur. Câinii au intrat în partea compactată, unde oamenii nu pot avea acces, iar acolo ne-am ghidat după semnale date de ei. Echipele românești au găsit undeva la 5 victime în total. Au fost extrageri foarte grele, undeva la 8-12 ore au muncit foarte mult colegii de la ISU. Mihai și câinele lui au contribuit și ei la misiunea impresionantă, aceea de a găsi viața acolo unde moartea a făcut ravagii. Achim e labrador retriever, are 7 ani și se antrenează de când avea doar 3 luni. Sunt multe lucruri cu care am rămas de acolo, atât pozitive cât și negative. În primul rând, suferința oamenilor supraviețuitorilor și, bineînțeles, ce putem face în cazul în care se va întâmpla și în alte părți. Ați mai spune da mâine unei astfel de misiuni? Da, cu siguranță, fără ezitări. Mihai și Eugen nu sunt plătiți pentru astfel de misiuni. De ani bun sunt voluntari la Clubul Câinilor Utilitari. Aici, oameni cu meserii diferite își rup din timpul lor liber ca să-și antreneze câinii. Voluntariatul a început în urmă cu 10 ani, în momentul în care mi-am luat primul câine și n-am vrut să fie doar un câine de canapea. Noi, practic, îi învățăm pe acești căței că e o joacă acolo. Deci ei nu știu că fac căutare și salvare. Ei, practic, sunt în căutarea unei recompense continue. Satisfacția e că suntem niște oameni și niște câini care putem ajuta și noi în societate. Primul pas pe care trebuie să-l faceți în cazul în care și dumneavoastră vă doriți acest lucru este să urmați programul ONG-ului. Școala de căutare și salvare este un program de 6 luni în care câinii au un program specific, fac elemente de disciplină minimă, dar și elemente din căutare și salvare. Învață semnalizarea, învață trimiterile, în același timp voluntarii se familiarizează cu mediul și înțeleg exact ce se întâmplă în Clubul Câinilor Utilitari. După aceste 6 luni urmează o evaluare și în funcție de fiecare câine și la nivelul la care a ajuns după aceste 6 luni se stabilește dacă va continua. La Clubul Câinilor Utilitari antrenamentele merg mai departe pentru următorul moment când viața va avea nevoie de ajutor ca să continue.